observ că anumite mamă, părinte, mame care zic că copilul meu nu mă ascultă, nu știu cum să fac cu ea sau cu el și pleacă sau vine și au așa o energie ca și un dictator, parcă copilul este al ei și trebuie să facă absolut tot ce zice ea. Cum trebuie o mamă să abordeze relația lui cu copilul lui? Adică e corect, eu să consider că sunt mamă și copilul este al meu și să fac cu el ce vreau eu, să mă asculte tot timpul? Care este abordarea din punctul tău de vedere? Da, am înțeles. În primul rând, sunt două entități diferite, separate. Mama și copilul. Cine a fost și cum este vorba aceea? Cine a fost primul, oul sau găina, da? Deci întotdeauna mama a fost prima și mama are nevoie să-și acorde ea toată atenția, să-și concentreze energia și asupra ei ca să poată să dea copilului sau copiilor. Dacă o mamă uită de ea, nu este atentă, dar nici măcar nu mai, da, nici fizic, nici emoțional, nici dezvoltare personală, ea nu mai poate la un moment dat, nu va mai face față și nu mai poate da nimic, nu va să aibă resurse pentru a ajuta copiii aceia să se dezvolte. Deci, în primul rând, mama trebuie să fie conștientă și de ea însăși. Da? Și doi, nu există copilul meu, nu ne aparține pe lumea asta nimic. Venim desculți sau da, goi și plecăm la fel. Copiii vin prin noi. Sunt o perioadă de timp, gândiți-vă, un copil este alături de părinții lui de la, nu știu, poate 10, 12, nu, 18 ani. Hai să luăm așa, societatea ne pune așa în fața acestui 18 ani când ei devin maturi. Și după aceea, el câți ani mai are de trăit? Este al lui însuși, copilul este propriul lui stăpân, este al lui, el are nevoie de independență și de a fi încurajat. Tot ce poate să facă mama este să încurajeze copilul să caute această independență, să găsească această independență, să înțeleagă cine este, de unde vine, ce are de făcut, da? Ca să poată să funcționeze frumos în viață. Nu există copilul este al meu și pot să fac ce vreau, eu te-am făcut, eu te omor, cum mai avem aceste vorbe din strămoși. Nu, acestea, sigur, oamenii cu... sunt pe nivel, exact cum spui și tu, de înțelegere a realității, a vieții, pe nivele de conștiință. Și cu cât ești mai jos, cu atât ai această nevoie de atașament, de a acapara o persoană, de a controla, da? Cu cât crești și elevezi, da? Și vei fi într-o altă stare de conștiință, nu vei mai simți astfel de lucruri, din contră. Vei fi cu atât mai deschis, destins, liber, chiar și tu, pentru că și atașamentele acestea față de copii ne fac pe noi să nu mai fim liberi. Adică este cu dublu sens și cumva are o răsfrângere asupra ambilor, și asupra mamei și asupra copilului.